zi tu povestea aia ta, care ai zis-o și mai devreme. Yo, fii atent, ce mi s-a întâmplat într-o zi, o luăm de la cap, nu? Da. Păi eram pe stradă, și... la mine în fața blocului cu tovarășii mei. Și... îți pare că eram cu tine, mă. Nu mai știu, frate, că cred că eram puțin plecat de acolo. Și s-a întâmplat cam așa. Yo, ha. Mi se spune că apron și stau pe strada pe care treci tu. Ieșim și noi odată, nu spune nu. Nu. Te rog, spune, dar nu o să pierzi nimic. Mai mult vei câștiga. Și dacă nu vrei de la început, nu mă supăr eu. Îmi place femeia care se lasă greu. Știi bine. Și totuși nu mă chinui decât puțin. Tu ai reușit să îmi trezesc spiritul la timp. Sângele la timp, culoarea celui mai tare vin. Mă face să mă gândesc la sutie în top plin. Și gândul că aș vrea să mi te dea, mă face să mă rog ca pașa mea la gea-gea. Părinții tăi te-au făcut să mă înnebunești. Te șmecherești dacă tot umbli prin București. Așa că mai bine vino acum, hai. Așa că vino acum, hai, yeah. Dar să nu uităm niciodată că întotdeauna e cineva care rămâne lângă tine, nu? Păi, cred că mama e singura persoană care rămâne până la final. Zic. La unele întrebări nu-ți răspund de ce? Pentru că treburile se spală în familie. În familie am învățat să iubesc familia. Familia mi-a oferit tot ce am acum. Dacă te iei de mama, că mama mi-a dat din prima zi hrana, că pentru mama mi-aș tăia venele cu lama. Atunci când mă rog tot, mama e icoana. Chiar dacă plec, chiar dacă plec, chiar dacă mă întorc, atunci când veneam de la joacă, pot să zic cu sinceritate maximă, mamă, te iubesc, te iubesc, te iubesc, mamă. Chiar dacă nu ești lângă mine, faci parte din mine. În vene curge sânge din sânge din tine. Prea multe simți, nu în cap toate în rime. Copilul tău te iubește mai presus ca oricine. Yo, 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 yo. Și pentru că tot o dăm la sentiment așa, să dăm una și pentru tovarășii noștri care nu o mai ar pe stradă. Aia care nu erau în ziua aia când am văzut ce am văzut pe stradă. Yo, și vine cam așa. Și tot mai trimite-i scrisori acasă și ei cam scriu treburile astea pe care o să le zic eu acum. Și plâng, yo, plâng de dor. Și când închid ochii mă visez cu tine în dormitor. Pe covor lângă tine trec peste orice ușor. Lângă tine mă gândesc mai mult la viitor. Acasă-i cal, nu? Aici nu-i chiar un vis. Mi-au promis că o să scap atunci când m-au închis. Mă enervez când văd că timpul trece și că a trecut o lună, două, trei, zece. Ceva nu merge bine, apel peste apel. Am ghinion sau avocatul, nu-i așa fidel. Dar n-am timp acum să vorbesc despre el. Așa că mai bine spune-mi ce mai fac băieții din cartier. Sunt bine toți, eu. Mi-e dor de o terasă, de frații cu care o ardeam până dimineață. Mi-e dor de casă, dar ăștia nu mă lasă. Nu mă lasă casă, mă întorc acasă. Și vine și episodul 4, nu? Dăm 4 episoade, cum ți-am spus, să nu mă faci jurez, da? Da, bailaltă, nu? Yo, n-aș putea să te înlocuiesc cu alta. Ăsta este norocul meu sau unde soarta? Și dacă mâine mor, știu că într-un dormitor există o persoană care ea o să-i fie dor. Știu că ție îți pasă dacă lipsești de acasă. Mă aștepți cu lacrimi pe obraj până dimineață. Stau în bar, jumătatea ta e goală de pat. Nu încerca să mă sun că sună ocupat. Dosarul e plin, la fel ca sticla de vin. Câte belele aș avea, tot la tine vin. Yo, tot la tine țin. Yo, cu tine vreau să-mi fac o familie și un copil, fată sau băiat. Eu am sentimente curate. Yo, dragostea nu implică foarte multă carte. Știu că vrei să nu mai golănești. Și știu că vrei să auzi mai des, te iubesc. Yo, special pentru Urban Groove. Yo, UTV, la UTV, Cabron, Ioni, yo, 2008, Ioni, Cabron, 2008, Urban Groove, direct aici la Bruckner în casă. Oh, yo, 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 pentru toate fetele vesele care spală vesele, vezelele sau veselele, sau cum e aia, care rumesele. Yo,